angajat al poștei române este căutat de poliție după ce ar fi furat un sac cu 278.000 de lei din mașina cu valori. S-a întâmplat astăzi la prânz în timp ce echipajul se deplasa către oficiul poștal din Chiajna. Suspectul principal, un tânăr de 30 de ani, angajat de numai o săptămână pe post de mânuitor de valori, l-a rugat pe șofer să oprească în dreptul unui magazin ca să-și cumpere apă. Când a revenit la mașină, a luat o geantă cu bani și s-a făcut nevăzut. Colegul său, șofer, și-a anunțat superiorii despre cele întâmplate, iar aceștia au chemat poliția. Poșta Română asigura cetățenii că banii de pensie au fost completați, iar distribuirea lor nu va fi afectată.